Summitul Comunității Politice Europene, care se va desfășura pe 1 iunie în apropierea Chișinăului, va consolida cooperarea Republicii Moldova cu țările europene. Autoritățile spun că organizarea acestei întâlniri la nivel înalt va avea un impact major asupra mai multor sectoare importante, aducând numeroase beneficii. Fie că vorbim despre beneficii pe termen scurt, mediu sau lung, evenimentul marchează un punct de cotitură pentru situația economică, politică și socială a Republicii Moldova. Datorită summitului, vizibilitatea internațională a țării noastre va crește, ceea ce va atrage și investiții mai multe. Asta pentru că la Chișinău vor veni cei mai importanți lideri europeni, ceea ce înseamnă numeroase oportunități de promovare. Un alt avantaj sunt veniturile pe care le va genera summitul, astfel hotelurile, restaurantele, cramele, dar și obiectivele turistice și culturale din Republica Moldova vor beneficia de încasări directe în urma evenimentului. Stimularea turismului internațional este un alt avantaj al summitului, deoarece vizibilitatea generată de eveniment va asigura un flux mai mare de turiști străini pe viitor, fapt ce va contribui la creșterea industriei ospitaliere. Faptul că a doua Uniunea Comunității Politice Europene va avea loc în Republica Moldova reprezintă și un puternic semnal de susținere din partea Europei și asta ar putea accelera procesul de aderare la marea familie a Uniunii Europene. Printre beneficiile întâlnirii la nivel înalt se regăsește și sporirea securității regionale, deoarece evenimentul reprezintă un sprijin diplomatic important într-o perioadă dificilă, fiind un mesaj clar că Republica Moldova nu este singură și are parte de susținerea puternică a partenerilor săi. Datorită summitului vor fi impulsionate și relațiile economice cu statele europene. Astfel, întărirea legăturilor cu partenerii europeni va permite un acces mai mare pe piața europeană pentru producătorii din Republica Moldova, iar sistemele energetice și de transport vor fi mai bine conectate cu cele ale Europei. Pe data de 1 iunie, Republica Moldova va fi gazda summitului Comunității Politice Europene. Evenimentul va reuni 50 de președinți, prim-ministri și înalți oficiali europeni. Comunitatea Politică Europeană este un for guvernamental pan-european înființat anul trecut în urma invaziei Federației Ruse în Ucraina, cu scopul de a identifica soluții pentru cele mai urgente probleme ale Europei, precum securitatea, stabilitatea și reziliența energetică.